Salut! Eu sunt Bogdan și azi îți voi vorbi despre 5 minciuni adevărate despre network marketing. Înainte de asta, dacă nu ne cunoști, Simona, soția mea și cu mine, suntem promotori ai unui stil de viață sănătos, cu soluții naturale, ce includ aromaterapia, suplimentarea specializată și abordare holistică a sănătății. Dacă te confrunți cu provocări de sănătate la care nu ai găsit încă răspunsuri, vrei să îți îmbunătățești sănătatea sau chiar vrei să trăiești cea mai bună versiune a vieții tale, suntem aici să te ajutăm cu îndrumare de specialitate și să ne punem experiența și studiile în sprijinul tău. Pentru că suntem în colaborare cu doTERRA, o companie de wellness din domeniul network marketing, azi vreau să abordez câteva dintre cele mai cunoscute și discutate minciuni adevărate despre această profesie. Prima minciună este o schemă piramidală. Da, rețeaua de consumatori și parteneri dintr-o afacere în network marketing poate arăta ca o piramidă. De altfel, în general, organizațiile, de la armată, la supermarketuri sau biserici, au o formă piramidală. Și dacă e să fim sinceri cu noi, asta e pentru că piramidele sunt dintre cele mai stabile și rezistente structuri. Adică, serios, putem încă vizita piramide construite cu aproximativ 5.000 de ani în urmă. Deci nu există niciun motiv să considerăm negativ faptul că network marketingul are o structură piramidală. Dar asta nu înseamnă că e o schemă. Diferența între o companie autentică de network marketing și o schemă piramidală este produsul sau serviciul pe care îl oferă. Dacă o companie sau o persoană nu vă oferă un produs sau un serviciu în schimbul banilor și a înscrierii, atunci fugiți! Astfel de scheme sunt ilegale și, în general, dispar în scurt timp. Din păcate, nu atât de repede și unii oameni ajung să piardă bani, iar alții să se îmbogățească pe seama lor. Iar pentru că aceste scheme se bazează pe recrutarea de cunoscuți sau membri ai familiei, uneori se face confuzia între ele și bunele intenții ale unor oameni de a promova în rândul prietenilor produse sau servicii de a căror calitate s-au bucurat ei înșiși, așa cum se întâmplă în network marketing. Minciuna numărul 2. Oamenii din vârf fac cei mai mulți bani. Foarte adevărat. Aha, veți zice unii, știam eu. Ok, super. Acum vă rog să-mi spuneți o companie în care angajații de pe cele mai joase poziții fac cei mai mulți bani. Aștept. E normal ca oamenii din vârf să fie recompensați pentru curajul de a se alătura unui proiect, poate chiar din primele zile, de a munci cu consecvență și perseverență, poate ani întregi, de a găsi soluții la probleme în momente în care sprijinul este redus și de a promova produse ori servicii necunoscute. Și chiar de a trece peste minciuni ca și cele pe care le dezbatem azi. Însă, o oportunitate autentică de network marketing înseamnă că oricine poate ajunge în vârful propriei rețele de consumatori și parteneri și să fie plătit sau plătită la un nivel foarte înalt. Minciuna numărul 3. Nu e un job adevărat. Așa este. Nu e un job adevărat din foarte multe puncte de vedere. Însă, altceva este la fel de adevărat. Dacă cineva implicat într-o afacere network marketing va trata această oportunitate ca un job adevărat, va avea mult de câștigat. Cum? Cei mai mulți dintre cei care eșuează în network marketing, dar și în alte proiecte antreprenoriale, o fac pentru că sunt atrași de perspectiva de a fi propriul lor șef, însă nu vor nicio secundă să se gândească și să fie propriul lor angajat. Repet, vei eșua în network marketing dacă vrei să fii propriul tău șef, dar nu accepți că ești și propriul tău angajat. Dacă la un job obișnuit ai lipsi fără niciun motiv într-o zi, deja s-a ridicat semne de întrebare privind profesionalismul tău. Dacă nu ți-ai face zilnic toate îndatoririle, ai intrat cu siguranță pe lista neagră a conducerii. Și mai devreme sau mai târziu, ai rămâne fără acel job. Ei bine, network marketing e aproape la fel. Dacă nu faci acele lucruri care îți vor aduce noi clienți și parteneri și nu le oferi celor care deja sunt în rețeaua ta educația și consultanța de care au nevoie, nu vei ajunge prea departe. Însă, dacă ești consecvent, te educi și îți dezvolți abilitățile. Apropo, partea faină e că network marketing beneficiezi de foarte mult sprijin în această direcție. Ai șanse foarte, foarte mari să câștigi la fel de mulți bani cât ai face la un job convențional, ba chiar mult, mult mai mult.
Minciuna 4. Prețurile produselor oferite de companiile de network marketing sunt mai mari decât costurile reale. Da, așa este. Știți la ce se mai aplică însă această regulă? La absolut toate produsele pe care le cumpărați, de absolut oriunde. Magazin online, supermarket, piață, chiar și bătrânica ce vinde legături de ceapă pe marginea drumului, are un mic adaos. Care e diferența? Sau mai bine spus, ce primești în plus atunci când cumperi produsele unei companii de network marketing? De cele mai multe ori, aceste companii investesc mult peste ceea ce se întâmplă în mod uzual în testarea produselor, în inovație și alte aspecte ce țin de o calitate superioară a produselor. Apoi, gândiți-vă la următorul aspect. Cumpărați o cremă sau un ulei esențial de pe raftul unui supermarket. Casierul scanează produsul, încasează banii, prețul include salariul casierului, apropo, dacă nu v-ați gândit la asta, și vă dă bonul. Aici s-a încheiat interacțiunea. Însă atunci când cumpărați un produs pus pe piață de o companie de network marketing, o faceți printr-un consultant sau un reprezentant, un partener. Partener care vă îndrumă, se asigură că folosiți produsele în siguranță, corect, eficient și mai ales că aveți rezultate cu ele. De câte ori v-a întrebat casierul de la supermarket cât ați fost de mulțumiți de fructele sau de iaurtul cumpărat de la ei? Minciuna numărul 5. Oricine poate avea succes în network marketing. Sau, dacă eu am reușit, poți și tu să reușești. Înainte să discut această minciună, vreau să remarcați că este prima pozitivă despre network marketing. În realitate, sunt mult mai multe lucruri pozitive, false, sau cel puțin nu în totalitate adevărate, care se spun de bine despre network marketing și care, de fapt, fac mai mult rău acestei profesii. Într-un video separat le voi adresa și pe acestea. Adevărul e că nu oricine poate avea succes în network marketing, chiar dacă această oportunitate este deschisă oricui. Atunci când te implici într-un proiect de network marketing, trebuie să știi că aceasta este o aventură antreprenorială. Iar ca și în orice astfel de aventură, tu ești responsabil de succesul sau eșecul afacerii tale. La fel cum peste 90% dintre afacerile clasice se închid în primii ani de la deschidere, și în network marketing procentul celor care ajung în top este mult mai mic față de celor care nu ating succesul. Ok, dar înseamnă asta că network marketing e o țeapă sau că e o schemă? Că nu e un sistem viabil? Dacă o spălătorie auto de cartier dă faliment după un an, înseamnă că spălătoriile auto sunt destinate eșecului? La fel, dacă vorbim de un restaurant, o sală de sport sau o gelaterie. O diferență mare este însă sprijinul tehnic, informațional, moral, strategic și logistic pe care îl primești când te implici într-un proiect de network marketing. Dacă tu preiei munca de promovare și oferirea consultanței, compania se ocupă în schimb de tot ce înseamnă fabricarea produsului, împachetare, distribuție, garanție, retur, serviciu clienți, testare, aspecte legale și multe altele. Însă, felul în care tu te folosești de toate aceste unelte și cum le pui în serviciul creșterii afacerii tale, asta este, cum spuneam mai devreme, responsabilitatea ta. Așa că nu! Nu oricine poate avea succes în network marketing. Însă da, oricine poate avea succes în network marketing. Înainte să închei, vreau să-ți spun ceva personal. Dacă ești deja implicat sau implicată într-o oportunitate de network marketing, felicitări! Ești într-un loc minunat pentru dezvoltare și pentru atingerea succesului. Dacă nu ești implicat într-un astfel de proiect, aruncă o privire pe Facebook. Probabil că ai o prietenă sau un prieten care este. Întreabă-i cu ce se ocupă și vezi dacă ți se potrivește și ție. Iar dacă nu ai niciun astfel de prieten, fii tu primul sau prima din comunitatea ta care face acest pas. Lasă-ne un mesaj, ai datele de contact în descrierea clipului și eu chiar cred că împreună putem construi ceva frumos. Pentru că dacă ai ascultat clipul până aici, înseamnă că ai răbdarea și perseverența necesare să reușești în această profesie. În descriere găsești și un link către un video în care Simona și cu mine vorbim despre motivele pentru care doTERRA este o oportunitate de neratat în acest moment. Dacă ești de acord cu cele 5 minciuni adevărate despre network marketing și vrei să afli și alții care sunt ele, lasă un like și distribuie clipul ăsta celor care crezi că ar primi ceva de valoare prin vizionarea lui. Te salut!